Locuitorii din Colonești sunt disperați din cauza hoților care ar face orice pentru a obține un ban nemuncit. Mai nou, aceștia fură cablurile de telefonie fixă pe care le vând la centrele de colectare a fierului vechi. Furturile de cablu din comuna Colonești sunt ien, așa aproximativ vreo 8 furturi de cablu, Rom Telecom, care are o grosime mare întrucât îl preia și îl duce la fier vechi pentru cupru. Poliția, de câte ori s-a furat, chiar l-a furat de lângă poliție, din fața poliției, pe o rază de 400 de metri, nici până prezent n-au găsit hoții. Cazul a fost preluat de oamenii legii care au demarat acțiunea de cercetare. Am fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute au tăiat și sustras aproximativ 200 de metri de cablu de pe raza comunei Colonești, sat Mărunței. Polițiștii au întocmit acte procedurale și efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și totodată acționează în vederea identificării autorilor. Dacă după furturile anterioare reprezentanții companiei de telefonie au reușit să remedieze problema în scurt timp, acum oamenii nu vor putea avea o convorbire mai devreme de o lună. Nu s-a remediat nicio problemă până în prezent. Deja ai anunțat că în termen de o lună de zile, dacă remediază, eu după părerea mea n-aș mai remedia nimic până nu poliția să-și facă datoria. Cam în legăturile data trecută, în jur la vreo 2-3 săptămâni, cam așa. Acum am înțeles că i-a anunțat pe cetățeni. Ar dura cam o lună. În toate cazurile în care au fost sesizate acte de comitere a unor astfel de infracțiuni, au fost întocmite dosare penale și se efectuează cercetări pentru identificarea autorilor. Anul trecut, prin acțiunile repetate ale poliției, s-a reușit scăderea cu 180 a unor astfel de fapte.